Grădinița cu program prelungit numărul 5 din municipiu va fi reabilitată cu bani europeni. Consilierii locali au aprobat în ședința de joi 9 mai indicatorii tehnico-economici pentru realizarea acestei investiții din fonduri europene. Obiectivul de investiții: reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit numărul 5 din municipiul Zalău a primit votul consilierilor locali. Municipalitatea intenționează să obțină finanțarea în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Potrivit devizului general actualizat, valoarea totală a investiției este de aproximativ 4 milioane și jumătate de lei. Se vor realiza lucrări de termoizolare, de înlocuirea acoperișului, instalațiilor și a tâmplăriei, refacerea finisajelor interioare și exterioare, a trotuarelor, rampe pentru persoane cu dizabilități, precum și lucrări de extindere a clădirii. Un învățământ de calitate are nevoie și de infrastructură școlară modernă, adecvată vremurilor și timpurilor și clubul european din care facem parte. Mă refer la Uniunea Europeană. Aș vrea doar așa, în câteva cifre, să vă creionez cheltuielile pe care primăria municipiului Zalău le face cu ceea ce înseamnă unități de învățământ din municipiul Zalău. În acest an avem alocată o sumă și aprobată de dumneavoastră, inclusiv prin acest proiect, de 20 pentru investiții în infrastructura școlară de 24.077.000 RON. Asta înseamnă aproape 5,4 milioane de euro. Din această sumă, o componentă foarte importantă, în 65-68%, sunt bani de la Uniunea Europeană, care, pe baza proiectelor scrise de către noi și promovate de către colegii mei din primărie și susținute de noi, au fost evaluate și aprobate aceste proiecte la Minister, la ADR mai întâi, la ADR Nord-Vest, și ele vor prinde viață într-un timp relativ scurt. Edilul a vorbit și despre fondurile care se vor aloca în acest an tuturor unităților de învățământ din municipiu, sublinind că nu mai este cazul ca părinții să fie puși la plată pentru diferite lucrări sau cheltuieli care ar trebui realizate în școli sau grădinițe. În acest an am avut în vedere, în construcția bugetului, angajamentul pe care ni l-am luat anul trecut, undeva prin luna septembrie, ca pentru fiecare elev din, sau copil, că și, e vorba și de unitățile de grădinițe, din unitățile de învățământ din municipiu, am alocat o sumă de 100 de lei per capita. Cheltuiala totală pentru acest capitol sau pe această zonă a primărie este de 2.298.000 de lei. 22 de miliarde lei vechi. Deja am trimis spre unitățile de învățământ și am deschis, cum să spun, linia de creditare pentru, sau de finanțare pentru perioada de timp care a mai rămas până la sfârșitul vacanței. Dar am socotit sumele începând cu anul școlar sau cu anul calendaristic, 1 ianuarie până în 30 iunie sau în 15 iunie, când se termina anul școlar. N-am putut mai repede că n-am avut bugetul și știți că bugetul l-am votat abia luna trecută. Deci pentru acest an avem o cheltuială pe această zonă de 1.040.000 de lei. Și de asemenea, acești bani deja au mers spre școli. Și de asemenea, pentru anul școlar 2019-2020 avem în buget prinsă suma de 1.268.000 de lei. Acești bani vor merge la școli în luna octombrie. Noi o să comunicăm unităților de învățământ acest lucru. Dumneavoastră faceți parte fiecare din consiliile de administrație de la unitățile de învățământ și v-aș ruga și subliniez încă o dată să-i rugați pe domnii directori, pe, mă rog, cei care sunt în conducerea unităților de învățământ, că vor primi acești bani în octombrie, au primit 1.000.000 și, mă rog, 40.000 sau cât am zis suma exactă, da, 1.040.000 acum,
Așa că nu cred că e mai nevoie să solicite părinților sume suplimentare pentru hârtie de xerox, pentru alte cheltuieli pe care le-o face. Consideră ei că au nevoie să le facă. Sumele pe care le-am dat apreciem că sunt suficiente. Și asta vă spun din discuția cu directorii de școli și cu cei mai experimentați dintre dânsii, cei care au o vechime mai mare pe funcțiile respective.